Eu mă adresez prin intermediul celor din presa scrisă și audio-video din Vaslui, cetățenilor din județul nostru și prin intermediul celorlalte mijloace de comunicare, oamenilor din țară care vor să acceseze pagina mea de Facebook. Vreau să vă mulțumesc în urma relatărilor pe care le-ați făcut după conferințele de presă din luna august, iulie, am avut mii de vizualizări și aprecieri. Semn că ceea ce spun eu la conferințele de presă suscită interesul. Alături de noi, pe care ne-ați mai văzut și la alte conferințe, este astăzi prezentă aici fosta inspector general de la învățământ, doamna Ciobanu Liliana, profesor la LMK, un cadru didactic deosebit, și atunci când Partidul Mișcarea Populară, printr-o alianță sau alta, în mod cert, o va promova acolo unde este locul. Deocamdată domnia sa lucrează cu elevii și lucrează foarte, foarte bine. Conform obiceiului mai vechi, de fiecare dată încep conferința de presă prezentând o carte. De data aceasta am să prezint o carte succint, nu sunt nici critic literar, nici comentator, nici istoric literar, al lui Daniel Grosu, un tânăr pe care îl cunoașteți ca țâșnit din rândurile voastre. E cartea scrisă în 2018 și a ajuns mai târziu la mine, Dincolo de viață. El face un parcurs foarte interesant și vă rog să o citiți, cam cum ne-ar sta lui sau altui creator gazetar vasluian într-un periplu definitiv în lumea de dincolo, unde mai devreme sau mai târziu ajungem cu toții. Sunt la partea cu iadul, pe care o să o mai citesc o dată, când imaginez că atunci când va trebui să ajung dincolo, în rai o să am acces mai greu. Ca și voi, de altfel, că am auzit că furcele ca Odine sunt foarte, foarte severe și strânte acolo. Și că este o zonă între iad și rai, un fel de purgatoriu al lui Dante, nu? Unde putem naviga. Dar eu vă recomand și vouă și celor care se duc la bibliotecă să ia la lectură cartea lui Daniel Grosu, Dincolo de viață. Că s-ar părea că dincolo de viață există altă viață. La toate conferințele de presă, probabil că v-au plictisit toți cei ca mine, vorbind despre problemele grele, dificile ale României. Sărăcie, pensii mici, salarii mici, asistență sanitară deficitară, război la graniță, impozite, taxe, insecuritate economică și socială și așa mai departe. Pentru mine, Corneliu Bichinez, cred că problema cea mai cumplită a României în acest moment dat este problema drogurilor. Și am să explicitez. Nu cele 7, 8, 10, 100 de cazuri date de televiziune, ci statisticile alarmante care arată că la noi de mult nu mai este o țară de tranzit. Se consumă droguri în școli, în primul rând, în parcuri, în centru, în centrele orașelor, la marile festivaluri, la mare, la munte, oriunde. Și a coborât vârsta la cei care încearcă această ispită până la școala primară, ceea ce este mai, mult mai grav decât și-a imaginat cineva vreodată. Și în România există o agenție națională antidrog, în fiecare județ există o filială a acestei agenții, sunt structuri care se ocupă de depistarea traficanților, dar am înțeles că din când în când îi prins câte un colonel, câte un comisar, care în loc să facă ordine, devine el un fel de dealer, ceea ce este foarte, foarte rău. În mai multe rânduri în această conferință de presă o să mă adresez părinților, în calitate pe care o am de părinte. Am și băiat și fată. În orice împrejurare, oricum ar fi, părinți, vă rog, apărați-vă, protejați-vă copiii. Protejați-vă copiii de răi din jurul lor, de ideile nefaste, de tot răul care mișunușe se lășluiește alături de bine, lângă noi. Merg pe ideea că la conferințele de presă, când vorbești în județul Vaslui, ai datoria ca om politic, și eu asta sunt, să scoți în evidență
și elementele pozitive ale acestui județ. Și la categoria oameni buni, fără a le fi cerut acordul, eu menționez cel puțin pe plan economic câțiva oameni pe care îi cunosc, cu care am intersectat și pe care îi respect. Și bine să-i știe toată lumea, am văzut că i-ați promovat și voi destul de des oameni care, prin truda, prin munca, prin capacitatea lor managerială, întrețin la serviciu 200-300-400 de oameni, ceea ce este extraordinar. L-aș menționa pe Jean Ciomaga de la Huș, via Consrutier, pe cei din familia Safir, ramificați în diferite sectoare de muncă, o familie de succes, o familie de învingători, pe Adrian Porumboiu, la care m-am mai raportat de mai multe ori, pe Savin Emil de la Transmir, și o să mă opresc astăzi cu câteva gânduri la un om care efectiv a făcut ce n-a făcut aproape nimeni în România. O gură de rai. Dacă există grădina Maicii Domnului, apoi o găsiți în județul Vaslui, la Averești. Aici, de ani de zile, trudește un om care n-a avut o viață simplă și liniară și numai ascendentă, ci a trecut prin traume majore, dar care intră în categoria învingătorilor de elită, fiind în primii 30 de oameni din țara noastră. Nu mă refer la bogății și la avere, ci la capacitate și la ceea ce a făcut acolo. E vorba de Constantin Duluțe. Ne-am cunoscut de foarte tineri, de când eram studenți. Recent am fost la Averești, vreau să vă spun, un om care plantează 700 de hectare de vie într-o zonă mirifică, într-o zonă a lui Dumnezeu, și dă de muncă la sate întregi acolo, și ceea ce produce el, licoarea aceasta, vinul moldovenesc, a luat locurile întâi în Franța, a pătruns cu produsele lor în America, în Canada, în China, peste tot. Aici este neamțul, fostul director, dacă mai țineți minte, cei de vârsta mea, care a preluat când era tânăr stagiar IAS Huș și a plantat 3500 de hectare de vii, dar pe vremea cealaltă, când banii îi asigura statul român. Ori Constantin Duluțe a lucrat cu credite uriașe și a pus pe ele în saramură. Vreau să vă spun că ultima dată când am fost, mi-a prezentat un inginer de-a lui, pe care îl cunosc de pe vremea când era stagiar la IAS, un om deosebit așa, o investiție de 40 de milioane de euro. Ce am văzut acolo uimește pe oricine. Când puteți, fără să mergeți la magazinul unității să cumpărați, mergeți să vedeți viile de la Averești, Bunești, Averești, și ce a putut face omul acesta cu echipa lui acolo. Îl felicit și doresc tot binele din lume lui și echipei pe care o conduce. Am prezentat în mai multe rânduri câțiva oameni răi, oameni care au făcut rău județului Vaslui și unii sunt hotărâți să o facă în continuare. Nu ai voie, eu nefiind instanță morală, ci un locuitor al acestui județ, să vorbești despre alții fără a te portretiza și pe tine și a te încadra undeva. Eu, stimați prieteni care ne ascultați, Corneliu Bichineț, am stat și m-am analizat, introspecție se cheamă, foarte profund, și am constatat și am ajuns la convingerea că sunt un om rău, un om foarte rău. Și am să vă spun de ce cred eu că sunt un om rău. Un om rău al județului Vaslui. Pentru că m-am născut unde ne trebuia, unde nu trebuia. M-am născut într-o familie de creștini ortodoxi, dintr-o mamă, Ileana Turcu din Vladea, și dintr-un tată, Vasile Bichineț din Gherghești, s-au găsit, s-au cunoscut, tata a primit repartiții, băi, trebuie, fă o pauză că vorbesc. Și din dragostea lor nevinovată a ajuns pe lume fratele meu, Gelu Bichineț, directorul Bibliotecii Județene și subsemnatul om rău. Ce mi-a trebuit mie să mă nasc într-o familie de creștini ortodox din doi oameni, bărbat și femeie, tată și mamă, Ileana și Vasile. Și nu m-am născut eu într-o familie de musulmani, de evrei,
de Ungu, de Saș, Secui sau de ce nu, de marțieni. De ce m-a împins pe mine păcatul, om rău, ființă, cred în Dumnezeu, ca și voi mulți care ne ascultați, în Iisus Hristos, în Maica Domnului, în Duhul Sfânt. Pentru că sunt un om rău încă din faza embrionară. De asemenea, consider că sunt un om rău, că m-am dus ca foarte mulți oameni din țara aceasta la școală. Și dacă m-am dus la școală, am înțeles că trebuie să și învăț. Fie la școala generală din satul meu, Vladea, județul Vaslui, și se întrebase pe ceilalți oameni politici, nu au făcut școala generală și de ce nu s-au oprit. Am făcut școala mai departe la Bârlad, facultatea la Iași. Dar fiind un om rău, un om foarte rău, m-am apucat foarte serios de învățat. Și aproape toți anii de facultate am luat numai 10 la examen. Și am terminat cu 9,75, am scos foaia matriculă după atâția ani, că nu știam unde mă încadrez. Și m-am încadrat printre cei buni, nu cel mai bun. Că cei mai buni s-au dus la școală. Nu sunt nici rotarian, nu sunt nici mason, dar îi respect pe cei care activează acolo. Eu sunt un creștin ortodox, un om care iubește firescul și în mod deosebit județul Vaslui. După cum știți, eu îmi pregătesc conferințele de presă, că nu sunt genial. Sunt un om rău. După ce m-am dus la școală și am terminat școala, ca foarte mulți oameni din lumea aceasta, m-am dus la muncă. Ce mi-o trebuie mie să mă duc la muncă în loc să mă fac barbugiu? Sau marteiaș? Sau interlop? Că erau la modă și atunci ca și acum, că ei conduc România, nu? Nu-i așa? Șmegeri, tatuați, tunși până în vârful capului, cu ceafa mutată spre vârtej. Dar nu, eu m-am dus la muncă. Și am fost profesor la un liceu din Oravița, la un liceu din Vaslui, la un liceu din Negrești și, datorită răutății pe care am avut-o, mi-am apropiat elevii cei mai buni și pe nevoiași. Și de pe munca, colaborarea noastră, au ieșit procurori, judecători, ofițeri, profesori, juriști, o grămadă. Și foarte mulți copii care au terminat școala profesională, foarte buni și care țin legătura cu mine, ca om rău ce sunt, de pe unde își duc traiul cu demnitate în țara noastră. N-a fost suficient pentru mine că puteam să rămân la școală, dar rău m-a mutat spre zona politică, unde activau noi așa numai oameni buni. Și prin votul oamenilor din județul Vaslui am ajuns senator. Cei care sunteți mai vechi în presă, vă aduceți aminte că luam cuvântul săptămână de săptămână la tribuna Senatului, am făcut legi bune, am susținut legi bune, am primit oamenii în audiență și atât cât am putut, am ajutat. Dar n-am făcut-o din bunătate, ci pentru că sunt un om rău. Și răul din mine m-a împins să plec din Senat și 12 ani să colaborez cu alți oameni la conducerea județului Vaslui. Și cei care au traversat perioada aceea alături de mine, știți că am respectat în primul rând colegii din muncă și le-am creat condiții să se poată manifesta, am întinerit aparatul Consiliului Județean cu tineri absolvenți foarte, foarte buni care au generat proiecte de milioane în județul nostru, am primit oricând oameni în audiență și am căutat să le rezolv probleme. De asemenea, în toată această perioadă am încercat și uneori am reușit să întrețin o relație firească, normală, cu presa, din răutate. Nu v-am spus că răul m-a împins după ce am plecat de la județ să mai trag o tură de 4 ani ca deputat la București. Și acolo, dimineață de dimineață, erau prezenți la ora 8 fără un sfert, femeile de servici, portarul și Corneliu Bichinez. Și în fiecare luni dimineață țineam o declarație politică în care vorbeam ca și acum despre județul Vaslui, la care și eu și voi țineți. Acesta este un județ foarte bun, din punctul meu de vedere. Eu sunt un om rău, de asta îl văd bun.
cei care îi fac imagine proastă județului Vaslui sunt oameni foarte buni. Ăștia sunt la mor. Județul Vaslui trebuie făcut praf de cei care sunt foarte buni ca structură umană. Nu v-am spus niciodată. Aceasta este o conferință de presă caldă, directă, sinceră, într-o duminică, într-o după-amiază frumoasă de toamnă. La 18 ani, pentru că mă adresez părinților, am avut două necazuri foarte mari care m-au marcat viața. De aceea, dragi părinți, fiți alături de copiii voștri chiar și când greșesc. Pentru că atunci când ai 40 de ani, 50 de ani, ai uitat cum erai la 18. Eu n-am uitat cum am fost la 18 ani. Și ce mi-a venit într-o seară frumoasă de august? Să iau pușca tate de acasă, fără să pun întrebări la nimeni, fără să știe cineva de acasă, și să plec la vânătoare. Bineînțeles că n-am împușcat nimic spre norocul meu, dar la întoarcere spre sat, fluierând și foarte vesel eu, pentru că am văzut luna și ce frumos, așa, și în inconștiență mea, la 18 ani, și un om rău, m-a prins milițianul de la comun și m-a așteptat cu pistolul la capătul pădurii, năcazuri pe familia mea. I-a ridicat tate pușcă. La liceul pedagogic mă chema din două în două săptămâni să dau miliția, că pe vremea aceea miliția își făcea treabă. Și nu rog de directorul cu corp, Dumnezeu să-l odihnească, un om extraordinar, care nu mi-a făcut mare lucru. Dar ca să nu fie lucrurile în făgașul lor normal, eram într-o clasă de 36 de băieți, numai băieți. Proastă inspirație a celui care a făcut numai clasă de fete și numai clasă de băieți. Eram sălbatici, barbari. Și când vedeam o fată, vă imaginați. În sfârșit, am închis paranteză. Ne duceau la practică la cules struguri, ca și pe voi, cei din generația mea, și pe voi, cei care sunteți foarte tineri. Și mergeam la perieni, la stațiune, culegeam struguri. Pentru noi era o bucurie că nu mai făceam ore. Aveam 18 ani, eram sportiv, eram activat la box, la rulmentul brânat. Și odată ne-a transferat la Trestiana, unde auzisem noi că sunt cei mai mari caftangii din zona Bârlatului. Tu știi că Trestiana lângă Griviță. Și ne-am hotărât, noi băieții din anul 3C, să facem porția de găleți cu struguri cât mai repede și să plecăm. La ora 2 am terminat, aveam șeful clasei cu noi, Obrej, cel mai bun tine, noi vezi, băi, fiți atenți. Ideea a pornit de la mine, pentru că eram un om rău. Haidem la Trestiana să ne batem cu cei de la Trestiana, în loc să plecăm la liceu, la internat. Și, bineînțeles, am strâns noi toți, câți eram 12 băieți, 150 de lei, una albastră, dacă vă aduceți aminte care înseamnă ceva, și de 10 lei încă 5 bucăți. Am zis, băi, mergem, dar hai să mâncăm ceva. Și la cooperativa din sat, vă spun, nu pentru a zâmbi, pentru a vă aduce aminte, era tortă dulce. Am mâncat tortă dulce, căiuțe, erau niște căței acolo așa, și am zis, băi, am mâncat tortă dulce, suntem asigurați, hai să cumpărăm niște vin de la un om. Deci spun, dragi părinți, asta este rostul acestei, să aveți grijă de copiii voștri și să-i apărați chiar și atunci când greșesc. Am intrat la un cetățean și am zis să ne dea o găleată de vin. El s-a uitat la noi, era un munte de om, Raileanu, țin minte cât o-i trăi, a doua zi pleca băiatul în armată, era o veselie la el în ograd acolo. Dom'le, dă-ne o găleată de vin, uite banii și băi băieți, nu puteți duce voi vinul ăsta. Nici nu-i așezat, are bea o săptămână din Tescovină. Noi? Bineînțeles. Ne-am apucat după o oră de cântat, ne-au adus femeia aceea plăcind din nuci, ne-am îmbătat. Dar rău din noi, în loc să plecăm beți așa spre liceul pedagogic, am și făcut o oră, noi am făcut 5 ore până la liceul pedagogic. Care a căzut și unde a căzut, ne-am bătut între noi. A doua zi, am bătut și portarul când am ajuns la școală. De aceea, dragi părinți, apărați-vă copiii, pentru că și voi ați făcut de astea. Nu numai Corneliu Bichines, care este un om rău. Sau dacă n-ați făcut, ați pierdut mult. Dimineața când m-am trezit,
pe la 9-10, tot internatul era răsturnat. Patru. Și unul din colegii mei vână tot, pe la ori, pe la... Ce-ai pățit? Erau doi frați de Iaconescu, din ar. Ce-ai pățit, Floric? Ce era mai bun coleg al nostru? Amândoi. Unul a ajuns notar, unul profesor universitar. Și cum mă întreb ce-am făcut? Măi, bă, totul. Băi, zic, mă rog, ție-am, să nu mă spui la domn director că am altă belea de urmă, de astă vară. Bineînțeles că el a fost atât de corect, încât l-am dus la infirmerie, l-am pansat, o căzut pe scări, dar aia nu era proasă la infirmerie, era îngrozitor. Și m-a rugat atunci la Dumnezeu, Doamne, dacă mă scoți din aceste, nu m-am scos niciodată treaba asta, două necazuri, eu o să fac în așa fel încât tot restul vieții mele, dacă voi câștiga un leu într-o zi, 25 de bani îi voi da la copiii săraci, la văduve și la premiați. Eu n-am dat niciodată bani la puturoși. La bețivi am mai dat. Că și mie mi-a plăcut să mai beau câteodată. Și când îl arde pe om, trebuie să-i dai să bea și el ceva. Și tot restul vieții am făcut treaba aceasta. Ca om rău ce sunt. Când m-am însurat, nu prea e convenit soției mele cu angajamentul acesta al meu și până la urmă a acceptat. Ați fost aproape toți în casa mea, în casa noastră. Suntem și am fost o casă deschisă. Dacă regret ceva, regret că am dus în casa părinților mei pe cineva din breasla voastră și mama mea, femeie de 85 de ani, 83 de ani atunci, cu mânuțile ei, i-a tăiat plăcintă pe o tavă cum e la țară și i-a dat să mănânce. Ca el să scrie după aceea obsesiv. Nu împotriva. Eu niciodată nu m-au interesat ziariștii, scriu cum că eu, dacă sunt din Vladea și peste deală e Doacele, neapărat eu sunt țigan. Bun. Dar eu, ca om rău, n-am reacționat. Cum ar fi trebuit să reacționez un om bun? A doua idee pe care individul respectiv n-are importanță cum îl cheamă. Acreditează, am avut o boală, am avut depresie. Un an de zi. Cine nu a avut depresie să nu aibă? Cea mai cumplită boală. Nu te poți mândri și ieși pe drum să spui, băi, ce bolnav sunt eu. A fost îngrozitor. Dar m-a ajutat Dumnezeu de a ieși din starea aceasta cu rugăciuni ale mele și ale familiei și cu acupunctură. Unii iau medicamente, eu n-am luat medicamente. Dar ce acreditează individul respectiv pe care l-am dus să mănânce plăcintă făcută de mama mea? Că bicineții e nebun. Băi, sunt doar un om rău. Și sunt un om rău pentru că atunci când am fost chemat cu ani în urmă, vă spun în premier, unde sunt chemați din când în când oameni politici să mă dea câte o declarație, știți cine te cheamă, nu? Cei care au epoleți pe umeri. M-am dus. Și știți ce am scris eu acolo cu mânuța mea, omul rău fiind? Nu i-am dat niciodată niciun ban numitului ca. Repet, am om rău fiind, am scris, nu i-am dat niciodată niciun ban numitului K. Dar la aceeași întrebare obsesivă, eu nu știu ce au răspuns oamenii buni ai județului. Cristea, Buzatu, Ciupilan, Dan Marian și alții care știu foarte bine că au fost chemați acolo în aceeași speță. Dar eu, Corneliu Bichinețu, om rău, v-am spus ce am scris. Vă mai spun o întâmplare care mi-a marcat oarecum sistemul de valori. Vine Armeanu, directorul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, acum vreo 9 ani, și-mi arată două directive că suntem obligați să facem la Bârlad un centru pentru femeile traficate. Femeile care sunt brutalizate, bătute de bărbați, și am făcut o treabă foarte bună. M-am dus să văd și eu, după ce l-am constituit, ce am găsit vreo 6-7 femei din diferite colțuri ale... Vai de mama și de soarta de capul lor cum arătau, cu câte 3-4 copii speriați. Și am văzut, am discutat cu ele, am văzut și un nene mai mărunțăr dintr-o comună. Băi, dar tu ce cauzi așa? Păi m-am bătut soția. Băi,
Acum, și l-am încurajat și eu, lasă că o să-ți treacă, îți găsește alta, ce puteam să-i spun? Al doilea lucru care m-a determinat Armeanu să-l fac, la Bumbăta, un centru n-ați știut, pentru fete traficate. De asta vă spun, dragi părinți, aveți băieți, pot face ce am făcut și eu, un om rău, sau mai rău, să se bată la o discotecă, sau să facă o prostie. E bine să nu se întâmple, dar se poate întâmpla la orice casă. Apărați-vă, băieții. Cu fetele e mult mai complicat. Am și băiat și fată. Mamele de fete care ascultă această conferință de presă au datoria să-și educe fetele, să le învețe, dar câteodată, câte una, să aruncă la o străbunic și mai zglobi. Nu zăpăciți, nu pedepsiți. Pentru că acolo unde v-am spus eu la Bumbăta, noi, Consiliul Județean, am făcut un centru pentru fete traficate. Nu vă imaginați câte fete de la blocurile de lângă noi, din satele de lângă noi, mai ales din familiile sărace, sunt luate de oameni, de băieții buni, șmecheri de care vă vorbeam, și le vând și le trafichează. Eu sunt dator să spun lucrul acesta. Și am zis, eram cu Buzatu și Mihalache, în birou, mi-aduc aminte. Băi, eu mă, după două săptămâni, merg să văd și eu ce e acolo la Bumbăta. În comuna Veteșoara, știți, întreb pe malul Prutului, fusese un pichet de grăniceri, am dat bani lui Armeanu, am făcut păpușă acolo. Uzatul cum îi jucău și răzbăi și da, n-ai ce faci acum, vrei să vezi trafic? Da, îți dator să le văd. Am mers. Dom'le, erau 5 fete, maxim 25 de ani. Dom'le, niște frumuseți, de nu vă puteți imagina. Nici la Hollywood, românce sunt frumoase, tare de tot, nici la Hollywood nu găsești asemenea bijuterii. Acum, eu nu sunt chiar timid așa de felul meu, dar m-am cam fâstâcit așa, pentru că una a ieșit așa de golaș, dezbrăcată sau îmbrăcată, nu, avea numai mărgeanu cu ea. Și am zis, domnișoară, cred că v-ați uitat din echipament în camera aceea, mergeți și vă luați cu dumneavoastră ceva ca să putem discuta. Și a venit peștoaia, una care era mai mare cu 4 ani ca ea. Două erau basarabenci, imediat să-ți dai seama după accent și după lungimea picioarelor. Și le-am zis, băi, noi acum trebuie să vă trimitem la București și o să vă ducă la pușcăria de femei, Târgușor se cheamă, sau cam așa ceva. E bine așa? Uite, eu vă propun, pentru că sunt din județ aici, sunt președintele județului, să vă găsim câte un serviciu după ce ieșiți la confecții la Bârlat sau la Vaslui. Zic, eu mă angajez că vă duc și eu vă rezolv. Și una din basarabenci mi-a spus foarte sec, domnul Cornel, dar nouă ne place ce facem. Dar, zic, m-am făcut și eu, că sunt prost, nici nu mi-e prea greu de altfel. Zic, dar și ce faceți? Păi ne plimbăm. I-a spus altceva, dar nu pot la conferință de presă, direct așa. Și se spune, cam când vă plimbați voi? Totdeauna. Și dimineața, dar mai ales noapte. După o săptămână au venit, le-au luat și am aflat că după ce au ieșit de acolo, au plecat înapoi, una în Italia, două în Germania, și mă întreb, noi oamenii politici care vorbim despre bunăstarea poporului, cum îl fericim, nu observăm lucrurile acestea, nu vedem. Închei prin a spune că și noi oamenii politici suntem vinovați și școala e vinovată, dar o vină o poartă și părinții. Pentru că atunci când ai un copil care are o mică deviație, fie băiat sau fată, sau fie fată, ai datoria să-l scoți din mocirul și să-l aduci pe calea firească. Dar în timpurile pe care le trăim, când bărbații se transformă în femei, își pun țâțe și femeile cuc, și eu nu mai știu ce e normalitate. De aceea mă rog la Dumnezeu în care cred, ca răul acesta să ducă pe pustii. Mulțumesc! Pe acel așa zis bloc național sau salvării naționale, cum eu fi zicând, între PSD și PNL, în vederea alegerilor
parlamentare și locale? Probabil că dorind să se salveze, PNL-ul care e în picaj în sondaje se va agăța de pulpana PSD-ului și aici în județ și în țară pentru a merge împreună. Dar după ce ne-au fericit 4 ani de zile, eu cred că poporul nu-i va vota așa cum crede ei, peste 40%. Ce părere are Corneliu Ghineț vis-a-vis de ordonanța austerității? Sau ordonanțele austerității, cum le înțelegeți? În general, resping austeritatea. Poporul acesta, poporul român din care facem și noi parte, o duce din austeritate în austeritate, de la deceval încoace. Ori, ordonanțele acestea pe care le-ați citit și voi, le-am citit și eu, nu fac altceva decât să mai pună niște biruri pe cei care mai au câte ceva, să le ia tot. 14% din firme s-au închis anul acesta, în 2014%. Deci nu se închid firmele de bine. Și voi aveți firme, televiziuni, radio, ce aveți voi. Să știți că mult nu mai duceți. Deci le resping. Dar și voiam să vă întreb că PNL a lansat pe piață un sondaj de opinie în care iată aur la egalitate cu PSD 20%, iar cu cădere PSD. Ce părere aveți de acest sondaj? E real? Sau e făcut să sperie PSD? PSD-ul nu se sperie, că prin armata lui de propagandiști, pentru că toți sunt plasați în funcții cheie, va ști să-și rezolve problemele. Eu am fost, țin minte foarte bine, la Partidul România Mare, care era și el etichetat de extremist. Și știți foarte bine că unii dintre voi chiar mi-ați imputat că sunt la partidul. Eu sunt naționalist, iubesc România, țara, oamenii din țara aceasta, județul. Aurul nu e România Mare. George Simion, care nu e un dobitoc, nu este Vadim Tudor. Deci păstrăm proporțiile. Însă nimeni nu are dreptul să-i stigmatizeze pe cei care, dezamăgiți de celelalte partide, se duc la aur. Eu am încercat la nivelul Partidului Mișcarea Populară, el e martor aici la un congres, și am spus să captăm noi filonul, Partidul Mișcarea Populară, filonul sănătos, luminat, naționalist al românilor. Pentru că oriunde te duci, Iorga a spus, băi, naționalismul este mama tuturor doctrinilor. Și Iorga a fost un pic mai bun decât toți ceilalți de pe pigmei din jur. Un segment de 7, 6, 10%, mai ales în momente grele din populație, merge spre zona aceasta a naționalismului. Și cel care a reușit deocamdată să-i atragă este George Simion. Și se mai dă de ceasul morții balerca aceea șoșon, sau cum o cheamă. De ce dacă ăștia doi pot fi puși în taler, pe un taler și Vadim pe celălalt taler, îmi pare rău. Îi ducem sus. Bosneuri. Mai există. Deci, repet, n-ai să mă vezi pe mine, Corneliu Ghineț, om rău fiind, să stigmatizez un partid sau că cineva se duce la alt partid decât partidul unde sunt eu. Eu am oameni pe care i-am băgat și în servicii. Și o zic, domnul Ghineț, îți sunt recunoscător, știu că ești, m-ai ajutat, m-ai salvat, dar eu îl votez pe buza tău, domnule. Votează-mă, frumos, cu ce să spun? Domnule Ghineț, de ce atâta plăcere din partea unor formațiuni politice bine cotate în sondajele de opinie publică? Apoi cu două excepții, PPP-ul Vaslui și Forța Dreptei, care mai susțin conferințe. Restul se consideră învingători dinainte? Nu. Voi sunteți niște ziariști cinstiți, corecți și mergeți după știri. Asta face presa. Primește știri, transmite știri și le interpretează. Asta. Ziaristul e un om liber ca pasărea cerului, să gândească prin filtrul rațiunii și sufletului său. Faptul că ceilalți lideri, eu nu sunt lider politic, ei doi sunt lideri, eu sunt un simplu membru de partid. Faptul că ceilalți nu fac conferințe de presă, nu fac că n-au ce spune. Ce să spună? Cum dorm în birouri? Ce să spună că e bine când e rău? Ei mai chem tu la televiziunea ta, am văzut că unii vin, mai vin și cu bagaje lângă ei, ca să spună celălalt mai mult decât... Ești și tu hârșii de acum, om bătrân în presă și trebuie să ieși și tu la pensie. Eu sunt pensionar și toată viața mea am avut salarii mari și conform
obiceiul pe care îl știi mai bine decât alții, eu un sfert din pensia mea o dau la copiii nevoiași, mă duc în satele județului Vaslui, le pun, cumpăr ghiozdane, încălțări, îmbrăcăminte, dar mai greu ca anul ăsta n-am văzut niciodată. O grămadă de copii goi și o grămadă de copii flămânzi. Și să vorbim de alianțe și de sondaje, de ori, nu vei rușeni, băi, nenorociților. Și ultima întrebare. Dar deși, am timp până mâine, sunt pensionat. Ați avut recent o întâlnire la nivel național. Ce s-a discutat și mai ales care ar fi noutățile în ceea ce privește acțiunile PMP-ului în țară? Dom'le, ați văzut că Eugen Tomac, europarlamentar, a avut inspirația și tăria să dea în judecață la Jai Austria. Singurul europarlamentar român, de parcă ceilalți nu erau acolo. Austria, care a sub din România aceasta și o face în continuare, foarte, foarte mult. Petrol, zăcăminte, păduri, aur, orice. Și cei care s-au opus cel mai vertiginos și o fac în continuare sunt austrieci. La inițiativa lui Eugen Tomac, în sfârșit și Ciolacu, care s-ar părea că nu-i chiar așa de prost cum arată figura, a hotărât că și guvernul să dea în judecată alături de Eugen Tomac Austria. Și eu îl felicit pentru că îl cunosc bine. Păi dacă ăsta vrea să fie președintele țării mele, dacă nu mă duc în Etiopia. Ciolacu, e băie serios, deci ca gulai, băie.